Giulia Anghelescu este una dintre artistele cele mai iubite și respectate din România. Cu o carieră plină de succes, ea a reușit să atragă o mulțime de admiratori care o susțin necondiționat, indiferent de circumstanțe. Pe lângă talentul ei muzical, Giulia este cunoscută și pentru prezența activă în mediul online, pe diverse platforme de socializare. Aici, ea împărtășește cu fanii săi detalii din viața personală, împărțind atât momentele fericite, cât și pe cele mai dificile. Recent, artista a simțit nevoia să-și informeze fanii despre o perioadă dificilă prin care trece, cauzată de stres și oboseală excesivă. Acestea au condus-o la sindromul burnout, o afecțiune tot mai întâlnită în societatea actuală. Sindromul burnout se manifestă printr-o epuizare emoțională, fizică și mentală profundă, adesea cauzată de probleme la locul de muncă sau de stresul cotidian. Burnout, again. Trebuia să fim la petrecere acum, dar din păcate nu mă simt în stare nici să mă dau jos din pat, a dezvăluit Giulia Anghelescu pe contul său de Instagram, împărtășind cu sinceritate starea sa cu fanii. Într-o apariție recentă la o emisiune TV, Giulia a discutat deschis despre căsnicia ei cu Vlad Huidu. Aici, a împărtășit cu publicul secretul unei relații de lungă durată, subliniind importanța comunicării și a respectului reciproc. Acestea sunt pilonii care susțin și întăresc legătura dintre parteneri, conform spuselor ei. Secretul relației noastre a fost, dintotdeauna, comunicarea și respectul reciproc. Contează enorm într-o relație. Pe lângă dragostea pe care o porți partenerului, contează să-ți dorești să faci echipa bună cu acea persoană. Pe noi ne-a ajutat categoric, a povestit Giulia Anghelescu. Astfel, artista subliniază cât de important este să colaborezi și să te înțelegi cu partenerul tău pentru a avea o relație armonioasă și durabilă.